Vă salut, dragi prieteni. În spatele meu este parchetul militar de pe lângă Tribunalul Militar București, instituția care, spune presa astăzi, va ancheta accidentul comis de șoferul ministrului transporturilor, Lucian Bodel. L-ați văzut filmat în materialul meu de ieri, a prezentat și presa. Șofer ofițer al Serviciului de Pază și Protecție, care a condus ca un dezaxat pe dealul negru, pentru că se grăbea domnul ministru. Vreau să fie foarte clar acest aspect, pentru că unii dintre cei care au comentat acest accident pe rețele sociale au venit cu această interpretare, după părerea mea, de Zombieland. Și anume că, domne, ministru era pe bancheta din spate. Așa a spus și președintele Klaus Iohannis. Pe cale de consecință, nu poate fi învinovățit ministru. Nu, dragii mei. Ofițerul SPP, cel care conduce demnitarul, face ce îi spune demnitarul. Ofițerul SPP a condus ca un dezaxat, nu numai atunci când l-ați văzut dumneavoastră filmat de către acel motociclist. Ofițerul SPP a condus ca un dezaxat din Zalău până la locul în care a produs accidentul. Pe canalul meu de YouTube mi-au scris clujeni care au văzut acea mașină când a trecut pe lângă municipiul Cluj și a făcut exact același lucru. Deci sunt oameni care mi-au scris concret: domne, în ziua respectivă, cu o oră sau două înainte, am văzut acea mașină și a făcut același lucru, era să mă scoată de pe șosea. Deci șoferul conduce așa cum îi spune ministru. Numai un om foarte naiv își poate imagina că într-o mașină condusă de un șofer, indiferent că în care se află un ministru, indiferent că șoferul e angajat la minister sau este angajat al Serviciului de Pază și Protecție, șoferul conduce ca un dezaxat fără acordul ministrului respectiv. Nu există așa ceva. Șoferul face ce îi spune demnitarul. Este adevărat. Răspunderea legală aparține conducătorului auto. În cazul de față, șoferului, care va fi anchetat de către parchetul militar de pe lângă Tribunalul Militar București, și eu o să vă demonstrez cu documente că opinia mea este că va fi mușamalizat acest caz, pentru că am câteva documente prin care o să vă arăt că parchetul militar de pe lângă Tribunalul Militar București este o instituție care nu își îndeplinește atribuțiile legale și al cărei rol este să mușamalizeze dosarele în care sunt anchetați militari. Este o instituție pe care o plătim cu foarte mulți bani publici și o să vedeți ce salarii au acești oameni. Salariile sunt foarte mari, depășesc în unele cazuri, în cazurile șefilor, 5.000 de euro, deci sunt sume foarte mari, oameni buni, și oamenii ăștia de aici nu fac nimic, mă rog, pe lângă faptul că freacă menta și n-au în general o activitate foarte consistentă, nu respectă nici legislația privind transparența instituțională, care îi obligă să-și pună un bilanț, să-și pună rezultatul activității pe site. Site-ul lor este tabula rasa ca în anii 90 și pe lângă asta se ocupă cu mușamalizat dosar. De ce? S-o luăm așa, step by step. De ce dosarul este anchetat de parchetul de pe lângă Tribunalul Militar București? Pentru că șoferul este ofițer al Serviciului de Pază și Protecție, care are sediu în București, și parchetul de pe lângă Tribunalul Militar București anchetează ofițerii până la gradul de colonel inclusiv. Cel mai probabil 99,9%, cel care conduce mașina e subofițer sau ofițer, nu-i chestor în SPP, că mă gândesc că nu conduce pe post de șofer un chestor din SPP pe ministrul transporturilor. Deci 99,9% competența este a parchetului militar de pe lângă Tribunalul Militar București, din punct de vedere legal. O instituție despre care eu o să vă demonstrez, oameni buni, în minutele următoare, cu documente, câteva aspecte foarte importante. Unul dintre ele este că această instituție este o instituție care mușamalizează dosarele grave și asta face parchetul militar în toată România. Veți găsi foarte puține cazuri de militari trimiși în judecată. Și în special acolo unde nu există implicații politice. Peste tot unde există implicații politice. Așa cum este în cazul jandarmilor care au comis abuzuri împotriva mea ca jurnalist independent, împotriva cărora am depus 7 plângeri penale, 7, oameni buni. Și această instituție nu face nimic, nimic, deși salariile lor, așa cum am să vă demonstrez, sunt foarte mari, chiar peste 5.000 de euro. Fie mușamalizează dosare, fie le închid ilegal. Și am o hotărâre judecătorească care demonstrează aceste aspecte. Bazat pe experiența mea cu parchetul militar de pe lângă Tribunalul Militar București, o instituție de frecat menta și de închis dosare, de mușamalizat dosare,
atunci când e vorba de dosare cu implicații politice, îmi exprim convingerea că și acest dosar al accidentului toarășului ministru Lucian Bode, care, deși e membru PNL și e ministru al transporturilor PNL, circula ca un șmecher PSD-ist Sadea, grăbit, considerându-se șmecher și deasupra codului rutier, și fiind vorba de un ofițer SPP, serviciu secret, în fața căruia procurorii militari stau în poziție de echer. Echer, dar știți cum stau procurorii militari în fața serviciilor secrete? Cu fruntea la bombeul pantofilor ofițerilor serviciilor secrete. Convingerea mea este că acest caz va fi mușamalizat cu vârf și îndesat. Va fi amânat o lungă perioadă de timp, după care va fi mușamalizat ca să se simtă bine toarășul Pahonțu de la SPP și alți șefi care mai sunt pe acolo. Nu știu dacă s-a schimbat, dacă nu s-a schimbat. În niciun caz, acest dosar nu va lua turnura corectă. Singura cale prin care acest dosar ar putea să ia turnura corectă ar fi să fie mutat de la parchetul militar de pe lângă Tribunalul Militar București, care este o instituție condusă, o să vedeți, de indivizi care au nevestele angajate pe la instituții de stat și care se ocupă numai cu mușamalizarea dosarelor, deși au salarii foarte mari. Singura variantă în care acest dosar nu va fi mușamalizat, având în vedere implicațiile, oameni buni, având în vedere faptul că vorbim despre un ofițer al Serviciului de Pază și Protecție, că vorbim despre un ministru și așa mai departe, este dacă acest dosar va fi preluat la fel ca dosarul 10 august la secția centrală a parchetelor militare. Și se vor ocupa acolo de el cei care s-au ocupat și de dosarul 10 august până când i-a întrerupt tovarășul Dorel de la Dicot. Dar o să vedeți că și aici la parchetul militar există un Dorel pe numele lui Pârlog. Un procuror care este foarte attention whore, ăsta este termenul în engleză, da? Se bagă în seamă cu presa, dar care, o să vedeți, urmează să vă demonstrez, este la fel de incompetent ca și procurorul Dorel de la Dicot și mușamalizează cazurile exact cu modul de operare cu care procurorul Dorel de la Dicot a încercat să mușamalizeze cazul 10 august. Și acum să vin cu documente, până acum ați auzit opinii, considerații, judecăți de valoare și acum să vin cu documente prin care vă confirm starea de fapt de la parchetul militar. Știți cu toții relatările mele de câte ori am avut incidente cu abuzuri comise de către jandarmi la ordinul politic al regimului actualului Pușcăreaș Dragnea, în situațiile grave am făcut plângeri penale la parchetul militar. Știți cu toții că fiecare situație a fost documentată video, cu înregistrări video, deci beton, nu povești, nu martor, nu, domne, înregistrarea video abuzului. Știți cu toții că până în ziua de astăzi, deși avea înregistrări video din care puteau să identifice clar abuzul, deși ele sunt la vedere, le vede toată lumea, procurorii militari n-au făcut nimic, oameni buni. Ăștia, de la parchetul militar de pe lângă Tribunalul Militar București, și o să vedeți ce salarii au, că asta este problema, oameni buni. Problema este că oamenii ăștia sunt plătiți cu foarte mulți bani, cu mii de euro, ca să frece menta și să mușamalizeze dosare. Și nevestele lor sunt angajate la instituții de stat. Și cu asta iau la mână găștile din politică și băieții sunt cu minți și echer în fața politicienilor. Că vorbim de regimul Dragnea sau că vorbim de actualul guvern, în care un ministru conduce ca un tembel, îi cere șoferului să meargă ca un tembel, intră pe contrasens și poate să ucidă. Singura cale prin care acest dosar ar putea, vă repet, este foarte important, să ia o turnură normală și astfel de lucruri să nu se mai repete, este revolta opiniei publice. Dacă opinia publică va considera că este revoltător și scandalos ce s-a întâmplat cu ministrul Bode, dacă va pune presiune pe sistemul judiciar prin atitudine, prin ceea ce vă spuneam ieri, petiții către prim-ministru, prin ceea ce încep să facă unele organizații civice, Asociația Reset din Iași a venit cu un comunicat de presă în care cere demiterea ministrului transporturilor, dacă opinia publică va lua atitudine și va fi la fel de activă cum a fost în cazul 10 august, atunci nu vor putea să mușamalizeze dosarul. Dar numai dacă pleacă de la această unitate de parchet. Unitatea de parchet, parchetul militar de pe lângă Tribunalul Militar București, care este un nufăru. Un nufăru. Aici se albesc abuzatorii din instituțiile militare, cei care încalcă legea și au spate politic. Despre asta este vorba. V-am spus că am depus 7 plângeri penale nesoluționate, deși unele sunt vechi, mai un pic și o să facă 3 ani de zile. Într-una dintre ele, parchetul militar
a încercat să închidă ilegal ancheta și au fost sancționați de către magistrații Tribunalului Militar București. Aici vedeți hotărârea, da? Ca să vedeți că eu nu vorbesc pe prostii. Eu când vă spun că ăștia mușamalizează dosare la ordin politic, eu vin cu hotărârea judecătorească, care spune că în mod ilegal au închis un dosar care viza jandarmi abuzatori la ordin politic din regimul Dragnea. Și ei l-au închis ilegal. Și cum l-au închis? Fără să mă ancheteze pe mine, fără să vizioneze materialele mele video, fără să facă niciun fel de anchetă, altă anchetă decât că au cerut de la jandarmerie să le dea în scris. Vă dați seama, jandarmii erau, făceau obiectul, acțiunea lor, a unei plângeri penale și procurorul de la parchetul militar îi întreabă pe aia, băi, ați încălcat legea sau nu? Este ca și cum poliția s-ar duce la un clan interlop acuzat de, nu știu, de trafic de droguri, de tâlhărie și ar spune, dați băieți o declarație că voi n-ați făcut tâlhăria. Și după aia ar închide cazul. Asta a făcut parchetul militar de pe lângă Tribunalul Militar București într-unul dintre dosarele mele, dosarul 162/753/2019. I-am luat frumos de guler pe domnii procuror militar frecător de mentă pe 1000 de euro, i-am dus în fața Tribunalului Militar București, ce constată magistratul de la Tribunalul Militar București. Admite cererea lui Molin Bot. În baza articolului, admite plângerea petentului împotriva ordonanței emisă de procurorul militar al parchetului militar de pe lângă Tribunalul Militar București. Ordonanță menținută de prim procuror, că asta e problema, că șefii, și o să vedeți cine sunt șefii, și o să vedeți unde sunt nevestele lor angajate și veți înțelege exact mecanismul de mușamalizare și de poziție echer a procurorilor de la parchetul de pe lângă Tribunalul Militar București în fața intereselor politice. Da? Deci admite cererea împotriva ordonanței, prin procurorului militar, desfințează ordonanța emisă de procurorul militar al parchetului de pe lângă Tribunalul Militar București și trimite cauza la procurorul militar înapoi pentru a completa urmărirea penală. Asta este o soluție dată în 12.07.2019 de către magistrați și ca să-i vedeți ce riscuri își asumă să mușamalizeze dosarele în interes politic. În iulie 2019 a trecut un an și două luni de zile de când un magistrat militar le-a spus că au închis ilegal un dosar și le-a dat dispoziție să redeschidă ancheta. Știți ce au făcut într-un an și două luni de zile? Nimic. Nimic, oameni buni. Absolut nimic. Deci își asumă pentru a proteja interese politice, inclusiv riscurile unor sancțiuni disciplinare de la inspecția judiciară. Pentru că există niște proceduri. Nu mai vorbesc, că o să ajungem cu toată treaba asta la CEDO, ca să înțelegeți cât de gravă este situația. Există și un al doilea caz în care au procedat similar. Și în acest al doilea caz este implicat procurorul Pârlog. Acest procuror, am folosit termenul ăsta că suntem pe rețele sociale, attention whore se cheamă, da, în engleză, da. Acest domn procuror exhibiționist, care a ieșit la mai multe site-uri să dea declarații și televiziuni și își rupe hainele de pe el cu dosarul 10 august. Dosar care nici măcar nu e la el, este la secția centrală a parchetelor militare, dar care în cauze normale, care nu sunt în atenția televiziunilor, procedează exact ca Dorel de la Dicot. Închide cauzele cu maximă incompetență. Cu acest dosar al tovarășului Pârloc, despre care am să vă vorbesc, avem termen în 22 septembrie la Tribunalul Militar București. Eu sunt convins că Tribunalul Militar va decide la fel cum a decis și în primul caz, pentru că este vorba de aceeași situație. Dosar închis, fără să se facă o anchetă. Pur și simplu tovarășul Pârlog, exact ca și tovarășul Dorel, analfabetul profesional de la Dicot, a făcut o hârtie către jandarmerie și a zis, bă, jandarmeria română, Mălin Bot zice că ați comis un abuz. Mălin Bot a depus înregistrări video, dar pe mine nu mă interesează înregistrările lor video. Dați-mi voi o hârtie că n-ați comis niciun abuz și eu închid dosarul. Și asta a făcut tovarășul Pârlog, da? Tovarășul Pârloc are, îmi spun sursele mele, ar vrea să fie membru al Consiliului Superior al Magistraturii, are nevoie de sprijin politic și din acest motiv s-a dus pe la presă să facă tamtam pe dosarul 10 august. O să vedeți în realitate care este competența profesională a acestui domn, attention whore Pârloc, îi spun așa pentru că este foarte exhibiționist.
foarte imediat se duce la presă, să dea declarații, să dea interviuri, dar numai pe dosare care au implicații politice, cum este dosarul 10 august. Da? În rest, o să-l vedeți. Când e vorba de amărâtul de Molimbot, exact ca Dorel de la Dicod, nicio diferență, oameni buni. Singura diferență este că tovarășul Pârlog, acest schibiționist media, by the way, își încalcă statutul, pentru că magistrații n-au voie să iasă în presă cu interviuri, să dea declarații, să facă tămbălău ca să-și câștige capital politic, da? Singurul lucru care îl diferă pe domnul Pârlog, acest Dorel al parchetului militar de Dorel de la Dicot, este că domnul Pârlog într-adevăr a reușit să-mi scrie corect numele. E singura diferență. Deci a reușit să știe și să afle că mă cheamă Mălimbot și nu Mădălimbot. În rest, a scris la dictare ce i-a dictat jandarmeria, a închis cazul, șeful lui a procedat cum a procedat în cazul precedent în care tribunalul militar a spus toarășului prim procuror Corbu, nene, ai încălcat legea, redeschide dosarul, da? Exact la fel au procedat. În 22 septembrie avem termen și bănuiesc că nu văd de ce instanța nu ar decide altceva. Dar hai să vorbim puțin despre oamenii ăștia, că le-am dat numele, și să vedeți cine sunt oamenii ăștia și cât ne costă pe noi în societatea acești oameni. Este foarte important, oameni buni, dacă vrem să înțelegem inclusiv ce se va întâmpla cu ancheta în cazul Lucian Bode. Vă repet, dacă societatea nu va face scandal, dacă societatea va face scandal, dacă se va pune presiune pe guvern, acest caz ar putea să ia o turnură cât de cât corectă. Sigur, în interesul societății ar fi să ia o turnură corectă, pentru că nu ne dorim ca demnitarii să umble ca dezaxații cu SUV-uri și să ne omoare pe șosele noi circulând regulamentar. Pentru că nu este normal o astfel de situație și pentru că societatea a fost foarte revoltată din cauza acestor privilegii pe care ei și le trag. Uităm atât de repede că au fost proteste de stradă în cazul lui Bogdan Gigina, când generalul analfabet Gabriel Oprea umbla ca un dictator latinoamerican cu coloane oficiale ilegale prin București și ucidea un polițist. Tovarășul ministru al transporturilor este exact în aceea situație, oameni buni. Cu o mașină care a circulat, șoferul mașinii ca un dement, dar șoferul face ce îi spune ministru. Atenție foarte mare, atenție mare, oameni buni. Dacă ministru este cel care i-a spus mă duci repede la București, nu există ca ministru să nu fie vinovat. Nu există ca un ministru dintr-un guvern care a pretins că este altfel față de mafia pesedistă să nu-i atragă atenția șoferului dacă ăla o ia razna. Să-i spună, bă nene, de ce conduci ca un dement? Te rog frumos, respectă ceilalți participanți la trafic. Nu ne grăbim niciunde. N-ai de ce să intri pe contrasens. Nu vă imaginați cât de important este ca societatea să ia atitudine în acest caz. Bun. Să ne întoarcem la șefii cooperativei Nufărul, așa se cheamă, cooperativa militară Nufărul, parchetul militar de pe lângă Tribunalul Militar București, unde domnii se ocupă cu mușamalizarea dosarelor și cu frecat menta. Să știți că miroase, de uneori când treci pe aici pe stradă, vine un miros foarte puternic de mentă din această clădire, un miros izbitor. Deci fie au culturi de mentă, fie freacă foarte multă mentă, da? Vecinii susțin că ar veni camioane, tiruri cu mentă, intră, ies de aici, ocupația principală fiind frecatul mentei. Sigur, aici fac puțin umor, pentru că e bine să nu ne pierdem simțul umorului, mai ales când vom afla următoarele informații, oameni buni. Mai ales cei care lucrați la privat, unde salariile sunt cum sunt și unde dumneavoastră sunteți impozitați cu jumătate. Deci un om care câștigă la privat 2500 de lei, statul jupoaie de pe el și de pe patron, alte 2500 de lei, taxe și impozite. Și unde se duc acești bani, oameni buni? Acești bani se duc, de exemplu, în salariul domnului Corbu Ionel, prim procuror. Tovarășul Corbu, cel puțin eu am un caz în care, nu zic eu, zice Tribunalul Militar București, tovarășul Corbu nu cunoaște legea și închide dosare aiurea și le trimite înapoi Tribunalul Militar. Și avem și un al doilea caz în care tovarășul Corbu face același lucru. Caz în care procurorul anchetator este celebrul domn Pârlog, exhibiționistul media pe care îl vedeți în alte dosare, rupându-și hainele de pe el de dragul independenței, justiției și a corectitudinii profesionale, dar într-un caz simplu face fix ca Dorel de la Dicot. Bun. Tovarășul Corbu, Dorel,
Sunt două lucruri interesante în declarația domniei sale de avere. Primul lucru este salariul tovarășului Corbu Dorel în valoare de 25.267 de lei. 25.267 de lei. Pe stil vechi, 250 de milioane pentru un cetățean care nu cunoaște legea, că asta știm cu certitudine. Eu nu pot să zic că e corupt și că răspunde, că n-am dovezi. Dar dovada o am că a emis o ordonanță ilegală pe care Tribunalul București a anulat-o. Deci există numai două explicații logice. Fie omul este incompetent, deci e prost de Don Gropi, profesional. Da? Deci nu știe, pur și simplu nu știe legea. E praf și pulbere. Că altfel nu se poate să fii prin procuror, să fii competent și să vină un amărât de ziarist independent, fără avocat, fără nimic, și să șteargă cu tine pe jos la Tribunalul Militar și, din punct de vedere legal, un jurnalist care n-are facultatea de drept să câștige în fața unei instanțe militare. Că nu vă imaginați că este simplu, oameni buni. Pentru că tendința instanțelor militare, fiind vorba de procuror militar, ăla este militar, ca de la magistrat, de la general la general, greu își anulează. Deci trebuie ca încălcarea legii pe care a comis-o să fie foarte gravă. Și iată că a fost, da? Tovarășul Corbu, dincolo de declarația dânsului de avere, are o grămadă de terenuri, că ăștia sunt un fel de baroni ai sistemului judiciar. Tovarășul Corbu e un fel de oprișan al sistemului judiciar, da? Pe lângă faptul că au foarte multe proprietăți, domnul Corbu, și asta nu este o întâmplare, mai este legat într-un fel de mafia din politică. Și o să vă arăt aici, da? O vedeți pe doamna Corbu, Mariana. Doamna Corbu, soția domnului Corbu, da? Unde e angajată? La ANAF, oameni buni. Cei care mă urmăresc de foarte mult timp știu materialele mele despre ANAF și ce reprezintă ANAF-ul. Nu este o întâmplare că ăștia au nevestele angajate la stat. Și o să-i vedeți că toți cei trei din conducerea parchetului militar au nevestele angajate la stat. Este mecanismul prin care sistemul politic îi răsplătește pentru mușamalizările pe care ei le fac. Și inclusiv mușamalizări, cum vor face în cazul ministrului transporturilor, dacă opinia publică nu va lua atitudine și nu se va pune presiune imensă pe guvern să demisioneze Bode și dosarul să fie corect instrumentat. Și dacă nu se va pune presiune, va fi foarte grav, oameni buni. Pentru că data viitoare va muri cineva, înțelegeți? Data viitoare un dement ca Bode va intra cu toaregul de la SPP peste un logan și va omorî o familie cu trei copii. Și atunci toată societatea se va isteriza și se va întâmpla cum e posibil. Și vom ieși în stradă și vom protesta. E, este posibil. Pentru că atunci când e mai puțin grav, nu se spune lucrurilor pe nume, nu se atrage atenția cum se mușamalizează dosarele în interes politic și nu se iau măsuri. Îl vedeți pe domnul Corbu aici, da? Soția domnului Corbu. 85 de milioane de lei a câștigat anul trecut din funcția pe care o ocupă la ANAF. Da? Domnul Corbu a avut venituri de 219.849 de lei anuale, plus 83.356 de lei diferențe salariale, că și-au tras oamenii ăștia pe ce fel de sporuri. Da? Deși freacă menta pe aici prin birouri. Eu am fost când am depus plângerile penale, să știți că se aude musca cum zboară. Deci de jos de la parter, auzi musca de la etajul 2. Deci oamenii ăștia toată ziua stau în liniște ca la sanatoriu, dar ei au fel și fel de sporuri, da? Tovarășul Corbu, a cărei nevastă este angajată la ANAF, ce face tovarășul Corbu? O să vă arăt. Că v-am spus, am un dosar în care Tribunalul Militar București a demonstrat că domnul Corbu, legal, mi-a dat hârtie, că domnul Corbu închide dosarea aiurea, da? Ca procuror șef, nu-și face treaba de procuror șef, deși este plătit, oameni buni, cu 5.200 de euro pe lună. Deci noi plătim 5.200 de euro pe lună unui cetățean ca să nu facă nimic sau să mușamalizeze dosare. Împreună cu procurorii din subordine. 5.200 de euro, oameni buni. 5.200 de euro. Mă urmăriți foarte mulți oameni din diaspora, vă rog să-mi spuneți dacă voi știți că în diaspora sunt astfel de salarii. La polițiști, la procurori, 5.200 de euro din banul public, da? Nu vreau să mă înțelegeți greșit. Eu consider că un prim procuror al unui parchet militar ar
trebuie și merită să aibă 5.000 de euro, dar în schimbul acestor bani ar trebui să ne oferă competență, profesionalism, rezolvarea dosarelor, îndeplinirea atribuțiilor legale. Că atribuțiile legale ale parchetului militar de pe lângă Tribunalul Militar București nu sunt să fie nufărul pentru jandarmerie, pentru SPP, pentru SRI, pentru cine o mai fi. Nu! Atribuțiile lor legale sunt să ancheteze aceste cauze. Și o să vedeți concret cum își încalcă atribuțiile. Mai departe, al doilea adjunct, tovarășul Nicula Ilie Ionel, procuror militar adjunct, da, prim adjunct, da, 5.300 de euro pe lună. Hă? 5.300 de euro, oameni buni. Dar știți că salariul ăsta de 5.300 de euro va genera o pensie de 4.500 de euro. Și o să le plătim la ăștia, domnul Necula, dacă o să trăiască 150 de ani, o să-i plătim din momentul în care se pensionează dânsul, până la 150 de ani o să-i plătim 4.000 de euro pensie, oameni buni. Vă dați seama despre ce vorbim, da? Ca să nu facă nimic, vă repet, că asta este problema. Nu neapărat faptul că veniturile sunt mari, dacă ar oferi performanță. Dar ei nu oferă performanță, ei oferă mușamalizarea dosarelor, da? 5.300 de euro, 25.807 lei pe lună. Și domnul Nicula, nu este o coincidență. Nu vă imaginați că este o coincidență, este un mod de operare. Soția domnului Nicula angajată la stat. A? Frumos, nu? Angajată la... Numai un pic. Domnul Nicula. Angajată la Inspecția Judiciară. Direcția Economic și Administrativ. Da? Bun. Haideți să vi-l prezint și pe toarășul Pârloc. Acest attention whore. Da? Domnul exhibiționist media, care în dosare... din care poate să-și atragă capital politic, își încalcă atribuțiile de magistrat și dă interviuri și face tămbălău și zice dânsul cât este dânsul de luptător pentru dreptate, dar de fapt o să vedeți caz concret, cazul meu, sunt la Tribunalul Militar București cu el, omul a procedat exact ca Dorel de la Dicot. L-a durut în cod de dreptate, a făcut o anchetă penală total superficială, ba chiar nesimțită. Pentru că nu poți tu să închizi un dosar făcând o hârtie către jandarmerie, jandarmeria îți spune, n-am încălcat legea, bă, a zis jandarmeria, închidem dosarul, domnule. Ai niște înregistrări, nu ne interesează. Ai martori, nu ne interesează. Pleacă de aici, hai, închidem dosarul, da? Exact cum a făcut Dorel cu dosarul 10 august. Lui Dorel i-a zis PSD-ul, i-a dictat cum să închidă dosarul, ăstuia i-au dictat șefii jandarmeriei. Fiind vorba de un caz mic, domnul Pârloc, același domn Pârloc. Dacă nu, cumva există doi pârlogi. Nu exclu nici această posibilitate logică. Să existe doi pârlogi aici la parchetul militar de pe lângă Tribunalul Militar București. Un pârlog care dă declarații la presă și corect și onest. Și fratele lui Derbedeu care nu-și face datoria și la care am nimerit eu ghinion. Deci îl vedeți pe tovarășul Pârlog aici, da? Prim adjunct, adjunct, procuror adjunct, da? Prim procuror militar adjunct. Deci domnul Pârlog este din echipa managerială a tovarășului Corbu. E adevărat, e mai prăpădit. Are salariu numai 3.200 de euro. Și când ne uităm în declarația de avere a tovarășului Pârlog, da, mai vedem că tovarășul Pârlog decontează 10.000 de euro, ceva cursuri și 32.000 de ron chirie, da, că îi plătește statul chiria, și soția domnului Pârlog este angajată tot la stat, la Consiliul Legislativ. A? Credeți că e o coincidență? Nu! Este un modus de operare prin care politicienii își asigură mușamalizarea dosarelor. Bani mulți, neamurile angajate tot la stat, control total. De asta vă spun că dacă opinia publică nu va face un mega scandal și dosarul Bode nu va fi preluat la secția centrală, aici, la parchetul militar de pe lângă Tribunalul Militar București, condus de către acești indivizi plătiți cu bani foarte mulți ca să frece menta sau să închidă dosare, nu se va întâmpla nimic. Și acum haideți să vă spun experiența cu tovarășul Corbu și cu tovarășul Pârloc, da? 20.07.2020, tovarășul Corbu îmi trimite răspuns la o plângere penală pe care am depus-o în 18.04.2019.
pentru purtarea abuzivă a jandarmilor la Înalta Curte de Casație Justiție, când a venit Dragnea și i-au tras de mine aiurea, nu m-au lăsat să intru în sediul clădirii, totul fiind înregistrat, da? Vă dați seama că ăsta era un caz pe care ei puteau să-l închidă sau să facă ce vor ei cu el într-o lună de zile. Nu, într-o săptămână, în 48 de ore, dacă făceau anchetă. Pentru că erau înregistrările mele, te uiți la înregistrări, tragi o concluzie. Timp de un an și 3 luni de zile n-au făcut nimic. Nimic! Atât de competent este doar și un procuror pârloc. Deci n-au făcut absolut nimic. După aceea mi-a trimis domnul Corbu o ordonanță din care... Stați așa, să o luăm în ordine, da, asta este ordonanța. Îmi trimite domnul Corbu ordonanța semnată de tovarășul Pârloc. Care tovarășul Pârloc îmi spune că, domne, am examinat dosarul, da, i-a luat un an de zile, așa, și am preluat imaginile de la jandarmerie, rapoartele de la jandarmerie și am închis cazul. Procurorul Pârloc, da? Domnul procuror Pârloc, care se dă mare și merge la presă și spune că în dosarul 10 august el a făcut adres, el este un om serios care își respectă meseria. Atât de mult își respectă meseria încât în cazul meu, pentru că a fost vorba de jandarmii lui Dragnea, n-a făcut nicio anchetă, nimic. Nimic, oameni buni. A cerut de la jandarmerie niște hârtii, jandarmeria i-a dat niște hârtii, tovarășul Pârloc a închis cazul. Așa cum prevede legea și cum prevăd procedurile, m-am adresat procurorului șef, domnul Corbu, plătit cu peste 5.000 de euro din bani publici. M-am gândit, domne, ăsta dacă ia 5.000 de euro, ăsta este un super profesionist. În România, cu 5.000 de euro în mediul privat, numai oamenii cei mai profi sunt plătiți cu banii ăștia. M-am gândit, zic, bă, dacă noi, societatea, îi plătim domnului Corbu 5.000 de euro, sigur domnul Corbu o să vadă ce a făcut Pârloc ăsta, acest dorel al parchetului militar, și o să anuleze prostia. Și o să-i zică lui Pârloc, bă, ești nebun, ai încălcat aia. Nu poți să închizi un dosar fără să audiezi toate părțile. Este principiul imparțialității anchetatorului. Principiul pe baza căruia dosarul 10 august, pentru aceleași motive, a fost redeschis și s-a infirmat soluția procurorului Doru Stoica de la Dicot, da? Pentru că n-a ascultat părțile vătămate. Exact același lucru l-a făcut Pârloc în cazul meu la parchetul militar. Ce spune domnul Corbu, marele profesionist al... Mă uit încoace că au venit niște mașini de curierat, turează toți motoarele pe aici. Trebuie să vorbesc tare, o să răgușesc. Ce îmi răspunde domnul Corbu? Îmi zice, da, domne, am analizat, dar am constatat că... Da? Domnul Corbu plătit cu 5.000 de euro. Deci noi îl plătim pe domnul Corbu cu 5.000 de euro ca să ne zică următoarele. Din documentele și informațiile puse la dispoziția de Direcție Generală a Jandarmeriei, în raportul întocmit de împuternicitul la comandă, în baza imaginilor video surprinse de jandarmi, având în vedere materialul administrat în cauză, adică numai ce au dat jandarmii, oameni buni. Deci imaginați-vă că dumneavoastră sunteți tâlhărit în cartierul în care locuiți și cineva înregistrează videotâlhăria. Și dumneavoastră mergeți și depuneți plângere la secția de poliție. Polițiștii cheamă pe interlopi, îi audiază, ăia zic că n-au făcut nimic și polițiștii zic, domne, au zis interlopii că n-au făcut nimic, pe cale de consecință noi închidem cazul. Asta face domnul Corbu, plătit cu peste 5.000 de euro din bani publici. Motiv pentru care și în acest caz m-am adresat Tribunalului București, vă repet, acest caz fiind tras la Indigo cu dosarul 162/753/2019, în care au făcut la fel alt procuror cu același șef incompetent, tovarășul Corbu, plătit aiurea cu 5.000 de euro. Ăsta nu merită nici 500 de euro să ia pentru ce a făcut, da? Și magistrații Tribunalului București au obligat să redeschidă cauza, constatând că au închis-o ilegal. Și m-am adresat, oameni buni, Tribunalului Militar București, având termen în 22 septembrie, și aș vrea să vă spun argumentele mele. Atât procurorul de caz, cât și superiorul ierarhic la care am contestat clasarea dosarului și-au bazat soluțiile unilateral
numai pe probele oferite de jandarmerie, ignorând total probatoriul oferit de mine în acest caz. Parchetul militar n-a făcut procedura minimă de audiere a mea cu partea, ca parte vătămată, prin procurorul Corbu, susținând că eu nu doream să fiu audiat, ceea ce e o minciună. Deci ăsta a și mințit, oameni buni. A și mințit. A scris acolo că eu n-am dorit să fiu audiat. O minciună. Cum să nu vreau să fiu audiat? Vă dați seama cât de incompetent sunt? Deci Corbu ăsta, dacă îmi scria și numele greșit, era exact ca Dorel de la Dicot. Mai departe. Așa cum se poate observa din ordonanța contestată prin prezent în fața Tribunalului Militar, clasarea se bazează exclusiv pe informațiile și imaginile oferite de jandarmerie, în condițiile în care plângerea viza tocmai angajați ai acestei instituții. Deși am depus la dosar înregistrările mele, procurorii militari pur și simplu nu le-au vizionat. Inexistența audierii mele sau a martorilor de identificație este un alt indiciu temeinic cu privire la faptul că procurorul de caz a ignorat total principiul imparțialității, obligatoriu într-o anchetă penală, oameni buni. Da? Un principiu pe care l-a statuat CEDO și pentru care statul român în alte cauze a și fost condamnat, cum va fi probabil condamnat și în cazul ăsta, dacă prin justiția militară nu voi reuși să întorc această aberație. Prin procurorul Corbu susține în mod fals că n-am indicat faptele care constituie infracțiune, deși am descris clar starea de fapt. Blocarea abuzivă a accesului interiorului instituției, în condițiile în care am avut acces toți ziariștii. Intimidarea și amenințarea de către jandarmi în timp ce îmi desfășuram activitatea profesională în fața sediului în alte curs de casație și justiție. Țineți minte, a venit Dragnea la... în alta curte și ăștia au tras de mine. Jandarmii și nu m-au lăsat să intru în instituție, deși eu sunt jurnalist acreditat. Dar și dacă nu eram jurnalist acreditat, orice cetățean are dreptul să intre într-o instanță de judecată. Și jandarmii n-au dreptul să-l împiedice să intre în instanța de judecată. Poate aveam un proces. Deci este abuziv să mă ții la poartă un minut, două, trei, cinci, șapte, zece. A, dacă eu am asupra mea obiecte contundente, dacă eu fac scandal, asta e altă discuție. Dar eu acolo îmi documentam materialul. Și totul este înregistrat video, oameni buni. Deci nu există povești că eu susțin. E înregistrarea video. Nici măcar nu s-a uitat la înregistrările mele. Vă dați seama cât de nesimțit sunt. Nici măcar nu s-a uitat. Deci a venit omul cu o reclamație, ți-a pus o înregistrare video. Și tu nu te uiți la ea. Vă dați seama că oamenii ăștia in your face, pe față mușamalizează dosare penale la ordin politic. Își imaginează cineva că oamenii ăștia vor rezolva corect accidentul lui Bode, când interesele sunt atât de mari, dincolo de faptul că vorbim de un ministru, vorbim de un serviciu secret care își protejează oamenii indiferent ce fac ei, indiferent ce fac, îi protejează, pentru ca oamenii să fie fidele acelui serviciu secret. Păi cum vă imaginați că ăștia care în cazul amărâtului de Mălin Bot au făcut o asemenea mușamalizare ticăloasă și in your face, că v-am spus și în cazul 10 august, poți să faci mușamalizări dacă ai un anumit IQ, și te uiți și la materialele lui, îl audie și pe el, adică măcar să te prefați, să salvezi niște aparențe. Dar la ăștia nu le pasă, oameni buni. Cum credeți că ăștia vor ancheta corect un ofițer SPP care a condus ca un tembel la ordinul unui ministru și a provocat un accident? Nicio șansă. Numai dacă opinia publică face un scandal monstru pe această temă. Numai dacă Ludovic Orban este forțat de către opinia publică să îi ceară demisia lui Bode, și numai dacă acest dosar se va muta la secția centrală a parchetelor militare. Ce a încălcat procurorul? Ar trebui să știe procurorii ăștia plătiți cu salarii de 1000 de euro, da? Domnul Corbu, care ia 5200 de euro din bani publici. Ar trebui să cunoască conținutul articolului 285 cod penal, care spune că urmărirea penală are ca obiect strângerea probelor necesare cu privire la existența infracțiunilor, domnul Corbu. La existența infracțiunilor. Nu la mușamalizarea infracțiunilor, da? La identificarea persoanelor care au săvârșit o infracțiune. Și eu i-am dus probe. Și el, de parcă ar fi fost juristul jandarmeriei, vă dați seama, la nivelul ăsta este, prin procuror militar plătit cu 5200 de euro din banul public. Ca să nu mai vorbim de faptul că se încalcă jurisprudența CEDO și am exemplificat pe două pagini jurisprudența CEDO care se încalcă. Vă repet, într-un caz similar, perfect identic, o altă plângere penală, Tribunalul Militar i-a obligat din aprilie 2019 să redeschidă ancheta. Suntem în septembrie 2020, deși Tribunalul Militar i-a obligat, n-au mai făcut nimic în acel dosar. Deci fie încearcă la șmecherie să le mușamalizeze, fie le țin la dosar. Este foarte clar, dragii mei, după toate lucrurile pe care vi le-am spus, că acești oameni nu au în niciun fel profilul profesional
care să dea societății siguranța că vor rezolva obiectiv cazul Bode. Pe cale de consecință, singura soluție a societății este să fie foarte agresivă în a atrage atenția cu privire la acest caz și să nu lase acest caz să fie mușamalizat. Dacă toți oamenii cinstiți care înțeleg că e revoltător ca un demnitar să intre pe contrasens, să circule ca un dezaxat și să pună în pericol viața altor șoferi, vor lua atitudine și vor face scandal public, poate că lucrurile se vor duce în direcția cea bună. Dacă nu, tovarășul Corbu, de la înălțimea celor 5.000 de euro ai dânsului și... Vă salut, dragi prieteni, în spatele meu este seara după ce se pupă cu soția dânsului angajată la ANAF, va mușamaliza acest caz, așa cum a mușamalizat și multe alte cazuri.